orice strategie, ea poate avea și modificări pe parcursul implementării și putem să adăugăm lucruri noi sau lucruri care vin în, în ajutorul dezvoltării și dezvoltării VELILA. Au fost trecute toate etapele de implementare cu oameni profesioniști, pentru că a fost un proiect pe fonduri europene. Mă bucur foarte mult că s-au strâns peste 800 de proiecte din toate OAT-urile, inclusiv Primăria Municipiului Băila și ceilalți colegi primari din județ, cu o valoare de peste 40 de miliarde de lei. E o valoare destul de mare. Sperăm din aceste 40 de miliarde E o sumă foarte mare. Important e să avem mai repede ghidurile de finanțare și să putem scrie câte mai multe proiecte, nu numai pe Consiliul Județean și Primăria Municipiului Brăila, dar se pot accesa fonduri europene și pe fiecare OAT în parte. În exercițiul financiar care e aproape gata să termine, județul Brăila este pe primul loc la pe programul operațional de pescuit și încă sunt proiecte de implementare și mă bucură acest lucru.